așa, un elmar. O imitanță echivalentă. Și scriem după aceea și un regal. Plus sus. Cu zero. Desfăduiesc că la cel de-al doilea termen al sumei să înmulțești cu J și la numărător și la numitor ca să nu schimbăm sensul matematical raportului și să vedem ce se întâmplă. Gândește-te J plus, așa, da. J pătrat, e ca nu cu semnul. J pătrat e ca nu cu cât. Să ne gândim. Radical din minus 1 la pătrat înseamnă? Minus 1. Bun, deci în faza fracției să fie minus. Nu, deloc. Putem împărți prin jur. Te rog, șterge tabla asta.